Sfânta Muceniță Iulita a făcut parte dintr-o familie foarte bogată. Din această cauză, un om din cezarea Capaduciei râvnea la averea ei. Aceasta și-a căutat dreptatea chemându-l în fața judecătorului. Decretele împăratului Dioclețian considerau pe creștini în afara legilor și a drepturilor civile. Neavând cum să se apere, acel om a învinuit-o pe Iulita că este creștină. Dorind să se convingă de acest lucru, a cerut să se aducă foc și tămâie ca să jertfească idolilor, pentru că Iulita a refuzat să facă acest lucru, ea a fost aruncată în foc. Corpul ei a fost găsit aproape întreg, fiind posibil să moară din cauza fumului. Ea a fost înmormântată în pridvorul Bisericii Mari din Cezarea. În Bisericile Catolice este venerată Sfântul Petru, crisologul, s-a născut în jurul anului 380 la Imola. A fost crescut de către Corneliu, care l-a ridicat la treapta de diacon, mergând împreună la Roma pentru a participa la consacrarea noului episcop de Ravenna, papa Sixt al III-lea, determinat de o vedenie avută în timpul nopții în loc să sfințească pe cel ales, își întinde mâinile asupra diaconului Petru. Și astfel la vârsta de 27 de ani devine episcopul cetății imperiale Ravenna. Oamenii îi spuneau Petru Crisologul, adică Petru cuvânt de aur. Privirea suferințelor și a mizeriei celor mulți l-a determinat să își impună un mod de viață foarte aspru și modest. În schimb, era de o dărnicie fără margini pentru zidirea și în în frumusețarea lăcașurilor sfinte.